Și după ce am experimentat Piaggia del Principe, am vrut să mergem într-una dintre cele mai faine plaje, Spiaggia La Pelosa. Din păcate, ar fi 2 ore și 18 minute de mers, 183 de kilometri. E și distanța mare și kilometri destul de mulți și ne-ar costa destul de mult. Dar nu mai avem timp, asta e problema, ai timpul. Eu era 4, Ajunge la 4 6. și 10 minute. Păi să Nu. ajungem și la cazare, nu mai apucăm. Mergem deocamdată să ne oprim la un restaurant să luăm niște apă și după aia, nu La știu, magazin. la un magazin, azi restaurant. Da. Îți cu gândul la mâncare. Da, după aia o să mergem și la un restaurant să mâncăm ceva posibil și vedem ce o să facem mai târziu. No, ideea e că dacă vreți să mergeți, distanțele sunt foarte, foarte lungi. Insula e mare și Data ia mult viitoare. timp. Posibil data viitoare. No, dragilor, până la urmă ne-am hotărât. Te-a speriat, Vezi? Ildi? Da. Te-a speriat, nu te așteptai să vorbesc. Lasă la mine, te rog frumos, telefonul. Îi ora... Pui mei, că nu 5. se vede. 5 și 20. Sunt, te rog. Tare, tare, așa. Acum e mai bine. No, bun. Deci, noi suntem în momentul de față, suntem în partea de nord a insulei. Stai să fac harta mare. Am vrut să mergem aici la să o duc pe Magdalena, pe îl cheamă Magdalena. Am vrut să o duc la insula Magdalena. Sunt foarte multe de văzut. Insula E Magdalena. Madalena. Eu zic Magdalena, Bine. așa? Că, așa, bun. Cam pe aici e o plajă. Hai mă, Toti. Aici în insula asta, Budonic, parcă se numește insula, este ceva plajă roșie. Acum și-o mai pierdut, din păcate, din roșie, roșiață, ca să zic așa. Dar, na, tot ar fi o destinație interesantă. Din păcate, nu putem să o facem nici asta. Așa că o să mergem. Noi trebuie să ne îndreptăm spre Cagliari, că mâine avem avionul. Și o să mergem undeva dinspre partea de nord. O să mergem înspre partea central Vestică. vestică a insulei. Am găsit o cazare destul de faină. Practic o să avem 221 de kilometri, 2 ore jumate aproximativ, traseu. Așa că îi dăm tare. Da, și am luat-o pe un drum lateral care se pare că ne duce undeva într-un mijlocul pustiului, la țară. S-ar putea să fie interesant. Hai să-i dăm un pic pe aici. Vezi că trebuie să faci stânga, Claudiu. Fac stânga imediat. Aici. Mimă! Au și viță de vie, văd că pe aici. De aici scot apă și udă. Pare o zonă foarte faină. Avem munți în fața noastră. Și ci că pe aici pe undeva ar trebui să fie și cazarea. Și am ajuns și la cazare. Practic, aici e liniște și pace. Nu, n-arată rău cazarea. Arată, da, arată foarte, foarte bine. Aici punem berile la rece, avem un mini frigider. Avem și apă la rece, nu problemă. Fain, fain. Mă rog, și televizor, nu cred că folosim. Wi-Fi-ul, ci că Wi-Fi-ul mai are bine, o să vedem. No, păi, cam asta ar fi. Merem, facem un duș rapid și după aia mergem spre oraș să mâncăm ceva. No, și am ajuns și la restaurantul ăsta foarte fain, pitoresc. Eu mi-am luat somon cu vine de la cuptor, ceva salată. Ildi și-a luat ceva vită și acolo îi bucătarul care ne-a făcut fripturile. No, să avem poftă bună.
No, și am mâncat. Cred că a fost cea mai bună mâncare. Și localul, și da, a fost cea mai oamenii. Noastră. A fost wow. Foarte bună mâncarea. Am plătit 50 de euro. Pentru o cină, asta e ce spune, pentru o cină... O cină corect, corespunzătoare. Completă, cu desert, cu da. Băutură, cu tot. Adică... Cu bere, cu apă, cu... Desert? Somon, desert cu... Bun. Vită, da. No, a fost... Mi se pare că raport preț-calitate e foarte bun. Un pic mai tare. Raport preț-calitate e foarte bun. Așa. Și e mâncarea proaspătă și totul chiar e proaspăt. Pe... Care făcea grătarul era chiar lângă noi. Foarte da, am, am surprins și eu pe cameră chestia asta. Am mâncat o vită foarte bună. Restaurantul a avut și recenzii foarte bune, dar oricum mare, da. Am întrebat-o și pe doamna de la cazare și ea ne-o recomanda, zic, dove mei conciliari, cât am știut să să zic, când doamna nu vorbea, nu vorbește aproape deloc engleză, dar a reușit să ne înțelegem. O zis că și pe soțul său, zice, îl cheamă foarte, tot Claudio, zice... Tu Claudiu, el sono Claudio. No, și apoi ne-a recomandat un restaurant chiar foarte bun. Și ne-a și făcut dânsa rezervare. Da, am zis, am zis că ne-a făcut rezervare. De obicei aici e cu rezervare. Da, deci toți italienii, absolut toți, e regulă. Seara, toată lumea vine, iese în oraș. Exact, exact. Da. Deci în fiecare seară, dacă vrei să ieși, dacă e un restaurant bun, cu recenzii bune, cu mâncare bună, n-ai nicio șansă dacă nu faci rezervare în prealabil. Noi am pățit-o aseară. Da. Ne-am știut, tot așa ne-am dus că ne-a fost recomandat acel restaurant. Am ajuns acolo. Erau afară vreo, nu exagerez, 30 de persoane care stăteau la coadă. Și asta și noi la coadă vreo 20 de minute. Da, cam o jumătate 20 de oră. 20 de minute, jumătate de oră. Cam așa am stat la coadă. Mai știi pe unde să ajungem? Da, aici. No. Păi, în principiu, cam asta a fost pentru seara asta. Mâine, stai, aici e deja întuneric, nu se mai vede așa bine. Mâine dimineață ne trezim și nu știu, vedem ce mai facem. Poate pentru că... să mai vedem ce e aia. Un sit. Un sit. Da, probabil. No, e ultima noastră seară aici în Sardinia. Mâine seară la ora 9:20 avem... avionul spre București. Și apoi drum de 6 ore cu mașina. Da. No, bine, păi cam în principiu cam asta a fost vacanța noastră. Ne-am bucurat să împărtășim cu voi momentele faine de aici. Și ce să zic? Ne mai auzim cu alte vloguri. Cea de mâine, nu? Salutare, noapte bună! Pa, pa! Un mic dejun copios, foarte faină casa, uitați, 9,6 pe Booking, uitați ce orhidei faine au. Casa în sine e foarte, foarte, foarte faină, ce zici, Ildei? Te piace, a? Îmi piace. Am avut un mic dejun copios, ce am vrut noi, am avut și căpșuni, am avut și cafea și lapte și... Acum cred că beau cel mai bun cappuccino de când sunt în Italia. Bei cel mai bun cappuccino? Da. Deci o meritat 300 de lei cazarea asta. Clar. Unul dintre cele mai frumoase cazare la care am fost. Și un mic dejun foarte, foarte bun, foarte variat. No, și pornim de aici, de la cazarea asta de la țară. Ne îndreptăm până la urmă, eu tot am vrut să fac baie. Dar e destul de nasol dacă aș face baie, pentru că ar trebui să căutăm undeva unde să pot să fac și duș, să mă schimb, să nu fiu sărat pe avion. No, mă rog, în fine. El de tot insistă să nu mai fac baie. Eu sunt maniac cu băile. No. Până la urmă am cedat insistențelor lui Ildi, dar încă nu e sigur că am cedat, vedem. Și eu o să mergem mai departe, Ildi, te las să vorbești tu. La o fortificație, care nu știu cum se pronunță. Ceva, din câte am văzut,
ceva ce a intrat în situ UNESCO în 1997. Pare destul de interesant, rămășițele unei fortificații foarte bine puse la punct, ca să zic așa. Da, așa, circulare, arată foarte bine. Cred că acolo ne vom îndrepta. Da. Vă ținem la curent. Predomină, fiind zona mediteraneană, predomină cultura viței de vie și a măslinilor. Că vorbeam de cultura viței de vie, uitați aici în partea dreaptă. Da, o cultură. Da, da, se vede bine. Încă din antichitate, romanii au fost renumiți pentru vinurile lor, făcând comerț în toată zona Mării Mediteranene. Atât pentru vin, cât și pentru ceramică. Ceramica o moștenit-o de la etruști. Da? Adică, da. Meșteșugul, nu? Meșteșugul ceramicii, da. Moștenit de la etruști. Meșteșugul olăritului. Exact. Olăritului a ceramicii. Tocmai ce ziceam. Predomină măslinii și vița de vie. Și da. Aici vedem o cultură intercalată, viță de vie și măslini. Viță de vie prosperă în zonele astea pentru că nu e atât de sensibilă la secetă, își afundă rădăcinile destul de mult. Să oprim un pic aici. Își afundă rădăcinile destul de mult în pământ și reușesc să găsească apă. Da. Și măslinii iar sunt copaci adaptați la zonele mediteranene. Ce spațiu mare lasă între rânduri. Și uitați, aici ceva ors sau grâu, nu-mi dau seama exact, care încă nu a fost trăierat. Și lângă este o parcelă trăierată. Uite, și aici e trăierat deja. Îți făcuți deja baloții. Da. Și aici, nu știu ce cultură îi. A, nu cred, cred că sunt numai buriania. Sau, nu știu dacă... Sau ceva plantii medicinale. Exact, la asta mă gândeam și eu. O spuneam în videourile anterioare, înainte de romani și chiar înainte de cartaginezi, aici în Sardinia a fost o civilizație antică, civilizația nuragică. Care a trăit în timpul... epocii bronzului. Exact. Între anii 1600 și 1200 înainte de Hristos, civilizația a înflorit. Acum vom merge. Să urcăm în fortăreață, să zic așa, în turn. Uitați-vă la aceste pietre. Acestea sunt mămici. Cele care stau la baza fortăreței au cel puțin 3 tone una. Și ca să construiască fortăreața au fost puse una peste alta și între ele au fost puse pietre mai mici ca să lege și nu. Cum avem cuvărut pe pescările originale în interiorul fortăreței? Foarte îngust și are 8 metri lungime, spuneam. Uite ce îngust e aici. Trebuie să fiți fit ca să intrați aici. Da. Grijă să nu arunci. Vai de capul meu, tu vezi ce îngust e. Umerii mai lați, nici nu capi. Suntem în interiorul zidului principal. Gata. Turnul principal. Aici tot timpul a fost o zonă deschisă, ca să pătrundă lumina. Nu a fost niciodată închisă zona asta. Și aici avem o apă potabilă. Aici era un puț săpat la 16 metri adâncime. Practic a fost săpat în stâncă pentru a asigura apa potabilă.
Încă nu se vede până jos, dar încă mai există apă potabilă înăuntru. Da, deci ca să facem un rezumat, cum am spus la început, înaintea romanilor și chiar înaintea cartaginezilor, pe această insulă se afla o civilizație numită civilizația nuragică. Această civilizație a lăsat în urmă destul de multe vestigii importante, printre care și ceea ce vedem noi acum. Inițial construit în timpul epocii bronzului târziu, în mileniu 2, înainte de Hristos, între 1600 și 1200, inițial construcția asta a fost un zid, inițial un singur zid. După care, pe măsură ce civilizația s-a dezvoltat, populația a început să crească, în zonele limitrofe, e un pământ foarte fertil, foarte bun pentru agricultură. Prosperând agricultura, hrana a abundat, automat a crescut și populația. Pe măsură ce populația a crescut, a început să vină tot mai multă lume aici, să se stabilească aici, astfel încât s-au dezvoltat tot mai multe ziduri de apărare. În afara zidurilor, acestor ziduri, vom vedea și două așezăminte din două timpuri diferite, nu? Din epoca bronzului și epoca din fierului. Epoca fierului, da. Da, deci o să vă prezentăm în afară locuințele lor. Cum am văzut și în templul lui Antas, în epoca bronzului, locuințele populației nuragice erau în formă circulară, având în mijloc un loc unde făceau focul. Deasupra acoperișul era format din frunze uscate sau din paie. Pe măsură ce civilizația s-a dezvoltat și avansăm din epoca bronzului în epoca fierului, automat și casele au început să se dezvolte un pic, să aibă mai multe încăperi, dintre care una din încăperi era o cameră de rugăciune, ca să zic așa, dedicată unui zeu. Zeu al fertilității, ei fiind în principiu agricultori. Da, da. Și practic înainte în insula Sardinia, în epoca bronzului și în epoca fierului, nu era un regat anume. Practic pe insulă locuiau mai multe clanuri, ca să zic așa. Care atunci se mai băteau din când în când între ele. Din cauza asta s-au construit aceste sisteme defensive. Există mai multe legende despre cum s-a construit. Practic ceea ce vedeți voi, pietre masive, blocuri din piatră masivă, din rocă vulcanică. Sunt foarte grele, au peste 3 tone. Unele dintre ele au peste 3 tone. Da, cele mai mari. Exact. Deci ei practic au desprins blocurile de piatră cu ajutorul daltei și a ciocanului din munții din apropiere. Da. Transportat cu animalele. Cu ajutorul boilor, da, și cu ajutorul frânghilor. Cum s-au construit? Există mai multe teorii. Există o teorie, ca să zic așa. Prin care ci că ar fi fost construite de către giganți. Mă rog, asta e un basm, ca să zic așa. O legendă. O legendă. Să presupune ceea ce se crede, că de fapt ea ar fi construit după stilul piramidelor din Egipt. Practic o adus pământ, foarte, foarte mult pământ, să cățărau pe pământ și așa puteau cu ajutorul frânghilor să clădească pietrele. Încă nu era inventată rețeta cimentului, abia romanii au fost cei care au inventat cimentul, astfel încât construind bloc, punând piatră peste piatră, între pietri puneau, între bolovan puneau pietri mai mici și ca să asigure și izolația puneau lut. Și astfel au reușit să prindă totul foarte, foarte, foarte bine.
Ce am mai aflat foarte interesant este că acest sit a fost descoperit abia în secolul XIX. Nimeni nu știa de el. A venit un arheolog. Practic era un... Era cunoscut de localnici ca dealul Nuraghi, da, Nuraghi. Da. Dar prin auzite s-a transmis chestia asta, prin viu grai din generație, și din generație în generație. Dar nu știau că aici a fost o civilizație nuragică înainte. Practic se vedea doar puțin din turnul în care noi suntem acum. Se vedea din... Era ca un deal. Exact. Și pe urmă au făcut săpături și au descoperit toată zona aceasta. Cele două roșele care sunt în lângă această fortăreață. De asemenea, pentru arheologi a fost o surpriză foarte mare să descopere și în afara zidurilor peste 200 de locuințe. Cu obiecte din epoca bronzului, care se păstrează în muzeul din Cagliari. Haideți să intrăm un pic și aici în încăperea asta. Locurile sunt destul de strâmte, atât prin prisma faptului că ei erau oameni mai mici, cât mai mult pentru a îngreuna cât mai mult atacatorilor să pătrundă înăuntru. Intrare solo în caz de necesitate, în cazul de guerra, una necesitate che forse non si è neanche verificata. Nu. Și non ci sono tracce di vita quotidiana. Cea mai interesantă parte e să urci pe aici, având în vedere că scările sunt perpendiculare. Verticale. Verticale, am vrut să zic. E interesant. Nu, du-te. Eu zic că am descoperit onorabil, ce spui? Da. Și acum urmează să ieșim în partea exterioară a zidurilor. Ai grijă la cap aici. Poarta era foarte joasă. Allora, tutti da una parte. Ceea ce vedeți în fața turnurilor erau casele nuragice. Partea aceasta sunt casele din perioada epoca fierului și cele mai îndepărtate sunt din epoca bronzului. Se vede diferența de mărime. Și ceea ce vedeți, zidul ăsta e un zid creat pentru a lega turnurile defensive, pentru apărare. Un zid exterior. Existau mai multe turnuri. Vedeți aici un turn. Acolo un alt turn. Înălțimea turnurilor mai mici era de 8 metri, în timp ce turnul ăsta mare era de 20 de metri. Da. Și turnurile acestea mici erau un număr de 8. În acest moment au rămas intacte doar 5. Din 8 turnuri, doar 5 turnuri, exact. După cum puteți vedea, sunt foarte multe câmpuri cultivate. Undeva în zona aia era cariera din care aduceau piatră. Da, piatră de origine vulcanică, destul de dură, foarte rezistentă. Cum aveau ei accesul, că nu erau scările astea? Cu ajutorul scărilor de lemn. Puneau scara și odată ce se cățărau sus, trăgeau scara. După sistemul lui Robinson Crusoe, dacă care aș citit, când și-a construit fortificația acolo pe insula.
Acolo e fântâna de care vă ziceam, din care își luau apa potabilă. Bun, haideți să vă arăt. Prima dată, haideți să le arătăm o locuință din epoca bronzului. Aici avem o locuință tipică din epoca bronzului, casa în formă circulară. Deci toate casele erau în formă circulară și înăuntru era zona de luat masa, aceea era cuptorul. Aceea este chiar autentică. Da, e o masă autentică, păstrată din urmă cu aproximativ 3500 de ani. Aici era cuptorul, aici luau masa și aici dormeau înăuntru. Avansând mai departe în istorie, trecând din cadrul epocii bronzului în epoca fierului, locuințele au început să devină mai mari, mai sofisticate. Asta în ideea în care o locuință avea mai multe încăperi în care se dormea și exista o încăpere. Vedeți încăperea asta? Acolo era cuptorul, unde vedeți bolta aia, și încăperea asta era folosită ca și o cameră de rugăciune. Înăuntru, aici în mijloc, era apa care o foloseau la ceremonii. Care o foloseau exact la ceremonii. Cum spuneam, ei se închinau unui zeu al fertilității, ei fiind agricultori, și pentru asta aveau nevoie de apă. Și de jur împrejur se vede locul unde stăteau jos în timpul ceremoniei religioase. Vă recomandăm foarte mult să, dacă veniți în Sardinia, vă îndemnăm să veniți, să veniți în aceste locuri. Noi am fost în 3 locuri până acum, sunt mult mai multe, unde am vizitat situri rămase în urma acestei civilizații. De asemenea, un lucru foarte interesant despre acest loc este că inițial se credea că romanii au distrus această civilizație, dar datorită săpăturilor și în urma săpăturilor, arheologii au constatat că nu este adevărat. Acest loc a fost abandonat înainte de venirea romanilor cu cel puțin 500 de ani. Adică a trecut foarte mult timp și nu, romanii n-au avut nicio legătură. Mi se pare incredibil că tehnologia ne permite să descoperim civilizații străvechi și să învățăm atât de multe. Eu personal nu știam de această civilizație înainte să vin aici. Nu știam absolut nimic. Deci aceasta este călătoria, sau prin călătorie, uitați, este un bun mod de a te dezvolta. De a cunoaște lucruri și de a învăța lucruri. În cadrul călătoririlor noastre, noi încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Ne place atât să vizităm cele mai exotice plaje, cât și să explorăm istoria locală. Și mâncarea. Tot ceea ce înseamnă istorie, tradiție locală. Sperăm că v-a făcut plăcere să
urmăriți acest clip și deocamdată cam atât de aici. O să mergem să mâncăm ceva. E foarte cald. Încă un lucru care să-l aveți în vedere. De exemplu, toate aceste situri de obicei sunt cu intrare, nu sunt gratuite pentru vizitatori. Nu știu cum se vede fața. Așa. Dar dacă, de exemplu, noi acum ne-am luat biletele aici, erau 14 euro de persoană, dar avem reduceri la alte situri sau la alte obiective culturale. Noi sperăm să vizităm astăzi grădina botanică din Cagliari, unde avem reducere cu biletul de aici. Deci păstrați biletele, întrebați. De obicei, oricum, la informații de unde se iau și biletele, vi se oferă aceste informații dacă cu acel bilet aveți reducere și în alte locuri. De exemplu, avem și ceva reducere la un restaurant local. Aici mergem să vedem ce găsim. Da. Deci intrarea la acest obiectiv, 14 euro de persoană. Da. Dar, cum am spus, din punctul nostru de vedere, merită. Toți banii. Da. Dragi prieteni, în ciuda faptului că mă aflu într-o locație idilică, pot să spun că e o locație idilică, un loc bogat atât în peisaje spectaculoase, cât și în istorie, sunt un pic trist. Din păcate, biletele mele la Wizz Air sunt de duminică până duminică. Adică astăzi, de seară pe la ora 9:20, avem zborul. Ceea ce înseamnă că nu putem vedea finala. Italia, Anglia. O finală în care toată Europa, în afară de Anglia, ține cu Italia. Sunt sigur de asta. Sperăm ca Italia să câștige, pentru că din punctul meu de vedere, Anglia a primit un penalti care nu era penalti în meciul cu Danemarca și ar fi trebuit să fie lovituri de departajare și acolo să se decidă finalista, nu așa să fie furat de arbitri pe față. În fine, asta e o mică paranteză. Imaginați-vă cum ar fi fost dacă aș fi putut rămâne încă o zi să urmărim împreună o finală a Italiei chiar aici în Italia. Din păcate nu se poate. El trebuie să meargă la muncă, eu la fel, dar cu altă ocazie. Am reușit să trecem de toate controlele de securitate. Din păcate, avionul nostru va avea o întârziere de o oră și 5 minute. E de înțeles, pentru faptul că și pilotul de avion vrea să vadă finala. Până la urmă, Italia a reușit să învingă Anglia și au devenit campioni europeni și odată cu ei a luat sfârșit și aventura noastră în minunata Sardinie. Vă mulțumim pentru că ați avut răbdare să fiți alături de noi și vor urma mult mai multe vloguri cu viitoarea destinație și anume Statele Unite ale Americii. Aici vă las o captură de ecran, puteți să puneți pe pauză în momentul de față, de aici am închiriat noi mașină și am închiriat-o la un preț foarte bun. Și aici aveți și o poză cu plajele din Sardinia, top atracții. Noi nu am reușit să le facem chiar pe toate, dar în mare parte am făcut ce ne-am propus. Așa că vă salut, numai bine!